Bine, întotdeauna am luat testele astea, l-am deschis cu Energizer, adică punctual am aplicat testele astea cu brainstorming, am făcut metoda Iceberg-ului. În ce costă metoda Iceberg-ului? Să descoperi partea de mentalitate, știi? Ceea ce se vede, nici partea de sus este ceea ce se vede, pentru că îmi place cum vorbești, și arată și mai multe mentalitate. La nivel instituțional. Deci eu nu vorbesc neapărat de noi, ci vorbesc de multe instituții bugetare, cel puțin, care duc lipsă de persoană, societății socialiste. Dar nu poate să fie, de exemplu, o variantă să facem protocol de colaborare cu Trame, dar am făcut să aduceți ONG-urile, să faceți programe de voluntariat? Da. Am, dar nu acopăr nevoia. Nu, adică nu te stai cu voluntariat pe la care vin din afară. Și aveți o identificare a soluțiilor, voi ajungeți la soluții sau ei luau discuțiilor, ajung să conștientizeze despre ce. Sincer, deocamdată nu avem la partea asta așa de conștientizare a lucrurilor. Și cum se desfășoară metoda Iceberg-ului? Înțeleg că este un grup de discuții sau? Da. Se profundează în ce înseamnă la situația legii în momentul sau în cazul în ăsta.